Aleșii poporului teoretic sunt plătiți din bani publici să muncească în Parlament pentru binele electoratului. Practic, lucrurile stau altfel. În fiecare zi, noi vă prezentăm dovezi în acest sens. În 3 minute analizăm activitatea deputaților și senatorilor, iar dumneavoastră decideți dacă își merită sau nu fotoliul pe care stau comod la fiecare ședință. Astăzi vom analiza activitatea lui Constantin Codreanu, ales în circumscripția electorală numărul 43 pentru cetățenii români cu domiciliul în afara țării pe listele Partidului Mișcarea Populară. Este președinte al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării. Este și președinte al Partidului Unității Naționale din Moldova. Acesta este primul său mandat. Înainte să ajungă în Parlamentul României, a profesat în Republica Moldova ca redactor, traducător, coordonator de proiecte și trainer. Este cunoscut ca militant pentru unirea Moldovei cu România. Moldova este al doilea stat românesc. Nu poate nega nimeni acest lucru. Și depinde doar de noi, de uniuniști, să facem ca acest fapt să devină realitate juridică. Pentru asta trebuie să luptăm în mod ferm și consecvent. Activitatea lui Constantin Codreanu de la preluarea mandatului și până acum arată că nu a stat degeaba în tot acest timp. 104 luări de cuvânt, 47 de declarații politice, 202 întrebări și interpelări, 87 de propuneri legislative și 5 moțiuni. Cele 104 luări de cuvânt ale deputatului PMP însumează 3 ore, 24 de minute și 51 de secunde. El este și un susținător al obținerii cetățeniei române de către moldoveni și alți români din străinătate folosind modelul altor țări. Mă gândesc acum în primul rând la legislația Franței, care vorbește foarte clar despre faptul că cetățeni care s-au născut pe teritoriul unui stat care a fost controlat de Franța sau care stat care are limba oficială vorbită ca fiind franceză sau cetățeni din familii în care limba maternă este franceza, pot fără nicio problemă să-și dobândească cetățenia franceză, să devină cetățeni francezi. Constantin Codreanu a solicitat recent 200 de milioane de lei din bugetul de stat pentru românii de pretutindeni. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Constantin Codreanu a avut până în prezent 2047 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de 58%. Pentru activitatea prestată în Parlament, Constantin Codreanu este remunerat lunar cu 10.781 de lei. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului din Chișinău. Luări de cuvânt în număr mare, propuneri de legi în număr relativ mare, preocupat de electoratul care l-a votat, fără probleme de integritate, fidel partidului din care face parte. Punctele sale slabe fac referire la faptul că are o prezență scăzută la votul electronic. Pentru activitatea din primul său mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 8 deputatului PMP, Constantin Codreanu.